Vâlceanul Dea dispărut este angajat al Spitalului Județean de Urgență din Râmnicu-Vâltea, iar vineri a profitat de o zi liberă pentru a merge la pescuit. A convenit cu un prieten să se întâlnească pe malul Oltului, în zona lacului de acumulare de la Stupărei, însă este de negăsit de aseară. Mașina asistentului medical a fost găsită pe malul lacului, cu portierele deschise, iar undițele acestuia erau în apropiere. Apropiații au sunat aseară la 112 pentru a-i anunța dispariția. Întrucât există posibilitatea ca bărbatul să fi căzut în apă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea a trimis scafandrii în zonă. Căutările au fost reluate în această dimineață.